Bună ziua! Vreau să vă spun că pregătesc crastaveți, le fac simpli. Și aici a venit patrona, ia uite, patrona e afară și zice că ea vrea să fac amestecături. Și a făcut amestecături, vedeți? Mie nu prea îmi plac să fie murătorii de amestecături. Eu vreau separat. Vreau crastaveți simpli, vreau să fac ardei un pruț cu varză roșie. Vedeți? Și aici am umplut borcanele și pun simplu. Dar cu mama nu mai mă înțeleg. Zice că ea știe mai bine ca mine. Eu nu vreau să fac amestecături așa. Vreau să fac ca la borcane simpli. Ca asta aveți. Iată, vedeți cum am așezat. Da, cu mama nu mai mă înțeleg cu ea. Ea zice că face. Hai să vă spun aici, să pun telefon. A venit patrona. Doamne, ce m-a supărat patrona, de nu mai pot. Da, hai să pun așa telefonul și o să filmez așa cum ne pun. Da, a venit patrona și mi-a făcut borcanul ăsta, vedeți? Aici se vadă mai bine. Sper că se vede bine aici, nu? Să filmează bine, cred, nu? Să vede, nu? A venit mama pe la mine, m-a supărat ca țațele de la țară să-mi fac ea amestecături. Eu vreau să le fac simple, așa ea nu, că eu vrea, eu le pun într-o dungă ca să pot să le pun drept. Dar cu ea nu trebuie să le cu patrana. Adică cu mama mea vrea să facă amestecături cum făcea ea pe timp. Acum nu mai, copiii vrea simpli, când vrea crasta vezi, vrea crasta vezi, dacă vrea barză roșie, barză roșie, separat, pomenele separat, o să fac într-un butoi amestecături. O să fac într-un butoi mare. Dar e de-abia început, o să fac multe murători. Doamne, ce-a venit patrona cu... Când vine direct cu telefonul, pe mine, direct. Mă enervează. Nu pot să mai vorbim și noi numai cu telefonul. Vorbim. Așa nu mai avem voie să vorbim.
schimbăm planul. Sper că se vede bine, nu? O să fac și câteva borcane amestecă, dar o să fac și simpli. Dar mama mă zăpăcine capul. Zicea să fac toată mărătorii amestecă tot. O să țin borcanul așa ca să pot să le pun pe mine. Când am copii și de când m-am mutat la casa mea, mi-am pus murătorii singuri. Că nu-mi place să le prepare altcineva, că altcineva le face cu altă rețetă, eu le fac cum știu eu, mama le face altfel, bunatul meu altfel, nora altfel, eu de tot fac rețeta lor. Și mie îmi place să fac rețeta mea mai simplu, ca la magazin. O să pierd apa, o să vă arăt cum o să fac apă fiartă peste borcan, crocotită, cu conservant picant, cu sare, cu zahăr, cu sare, după gust, cum place mie, nu cum prea mama patrana gustului, cum face ea.
Ai de vedet? Cum ne-am pus la rând. Ia uite, la rând. O să mai pun un păcat de ăsta. Patron a venit un pic, a făcut borcanul ăla, s-a enervat și a plecat. Că i-a spus că nu le fac amestecături, cum vrea. Fac câteva borcane și le fac simplu. Nu, ea nu înțelege. E rețeta specială mea, unde fac de ani de zile, cum place la copii să mănâncă. Nu sărat, mai nesărate, cu zahăr, ca să țină, conservant. O să vă arăt preparatul, că trebuie să pun un kg de oțet la 4 kg de apă. Și 10 linguri de zahăr și 10 linguri de sare. Și la 5 kg un pachet de conservat. Și asta e compoziția. Și o mulțesc și pepe de clocot să se topească zahărul și sarea și pun fiartă în borcan ca să se intre în el. Sarea, condimente. O să pun condimente. Voi da, bombe de piper. Dar după ce sunt așezate în borcan? Eu tot timpul fac la borcane simple, fac și câteva borcane amestecături, și fac într-un butoi amestecători mari. Doar patroan în toată. Deci am pus ea să facem tot amestecătorii. Așa, vedeți? Am pus la rând.
Ia uite ce am făcut. Uite de și tu ce am făcut. Am spart borcan. Vedeți? Un borcan din ăsta am spart. De unde mai e un borcan? Ce am putut să fac? Nu-mi vine să cred. Cum să spart borcan? Acum trebuie să-l adun, că o să mă uite aici. Am spart borcan. Da, mi-a alunecat din mână. Adică s-a spart verile, asta e. O să cumpărăm. O să mă stai, că văd cu mâna mea, să văd cu mâna mea. Ia curaj. Să mai cumpăr. Da, se mai întâmplă să mai se facă legă, nu? Și uite, acum o să pun aici. O să fie vază roșie. Să fac amestecături, dar nu cum fac cu patru ani. Eu fac altfel. Eu dau un patru cu varza. Vedeți? Când o scot, o scot așa. Uita și o spăr. Domnul
conopidă. Așa o să pun, vedeți? Uite așa. Hai să arăt câteva coloane. Da. Am pus telefonul acolo pentru că n-am cum să și filmez și uite cum am tocat, vedeți? Cum am făcut. Și acum să pun și pasta de și un usticător cu coconile, cu conopide și cu varză roșie. Vedeți cum am făcut? Și o să așez în borcan. Da? Dar nu o să pun mult așa în usticător. O să vă pun de la ușa. Să mai spăl. Și o să fac un mesticăt pe dinuță. O să pun un gând de varză.
Vezi cum le așez? Nu, o să pun conoscut. Așa, o să pun șoane de ogonere. Ogonerele astea mai mici sunt mai bune. Adică roșii și verzi. Așa răspun cu ogonerele. Cu pun crasta vieții. Vedeți? Cum l-am așezat? O să mai așez în borcanul ăsta, un model așa. Pizza, dar hai să mai tai. Să mă tai cu asta cu telefonul aici. Pentru că să mai tai, să fac mai mică. Ca să, când iau din borcan, să iau bucată mai mică. Și să aibă loc în borcan.
castrave. Da, iată cum s-au. Am pus un rând așa, un rând așa. O să vă arăt cum o să fac și oțetul, care trebuie să pun conservant, condimente.
O să vă arăt rețeta mea specială. Haideți, vedeți? Cum am făcut? Un rând de... de roșu, de castavet și roșu, vază roșu. Ia uite. Vedeți? Mai am de făcut. Ia uite. Câte mai am? Trebuie să fac și roșii, de bulion. Dacă o să fac aici, vedeți? O să pun în butoiul ăsta amestecătură. Vedeți? M-am spălat și o să fac așa amestecătură. Dacă va arăta. O să tai și bucăt, dar o să-mi pun și între. O să fac și cap, i-au părit și băbușat. Aici o să mai pun vază. Așa o să pun telefonul. Dacă n-are cine să-mi țin telefonul. Da, o să curăț. Vedeți? Vedeți cum am spălat, am curățat și o curăț.
O să vă arăt și când o să fac compoziția. Vreau să nu vă plictisesc. O să pun alt filmuleț cu compoziția când o fi gata. Să umplu borcanele. Hai să vă arăt cum o să fac amestecătura asta în putoi. Hai să vă arăt. Ia uite, vedeți? Aici o să fie umplut tot putoiul. Vedeți? O să toc toată baza asta rău și pogonelele, o să fac amestecătura la borcan. Nu vreau să vă plictisesc. Vă mulțumesc mult pentru că mă vizionați. Dumnezeu să vă ajută, să vă dă tot bine din lume. Și să mulțumesc Dumnezeu pentru că sunt sănătoasă, că pot să fac preparatele de iarnă pentru copiii mei. Dumnezeu să vă ajută. Vezi ce mi-a adus Cătă? Ce copil cu minte am? Ia uite. Mi-a adus și fasole verde, vezi? Și uite ce mi-a adus și barza asta, bobonele de... Am copil cu minte. Și am pus să-i fac ciorbă, ia uite. Cu fasole, cu carne de porc.